Aproximativ 95% dintre cetățenii României cred în Dumnezeu, dar numai 21% spun că merg săptămâna la biserică. Datele arată faptul că în România există o diferență semnificativă între a afirma credința într-o ființă divină și manifestarea acordului față de perspectivele religiilor cu privire la societate, o diferență și mai mare existând între afirmarea credinței și activitatea religioasă propriu-zisă. La preot, când ați fost ultima oară? Unde? La preot, când ați fost ultima dată? Vreau să mă duc acum să mă închin pe la biserică, așa că nu o sunt singur, am copiii, dar... Mi-a murit soția. Când ați fost ultima oară la spovedit? Eu? Păi ce să mă spovedesc? Păi eu am așa și ar fi, dacă m-a spovedit, îi spun popii, ar trebui să-i spun un caiet ce am făcut în viața mea. Dar credeți că prin spovedanie ne curățim sufletul de păcate? Nu cred. Cred în Dumnezeu că poate l-am și visat să nu mint, dar nu știu ce să vă spun. Chiar dacă te rogi la el... Ori nu-ți răspunde, ori nu știu ce se întâmplă. Așa că e greu. Care este cea mai frecventă rugăciune pe care o rostiți dumneavoastră? Să-mi ajute Dumnezeu la copii, la lume, să fie bine. Mai mult de 90% dintre români se consideră persoane religioase și credincioase. Teoretic ne-am aștepta așadar ca un număr extrem de mare de oameni să ia practic o asal biserica. Lucrul acesta este infirmat de către statisticile unui studiu sociologic. Așadar, românii recunosc că traversează pragul lăcașurilor de cult o dată pe săptămână sau chiar ocazional, doar la sărbătorile mari. A fost ultima oară. Eu nu mă duc la preot, nu cred în așa ceva. Deci nu credeți că spovedania ne curăță sufletul de păcate? Unii care sunt, care se duc, care nu se duc, nu. Rugăciuni faceți acasă? Da, da, da. Care e cea mai frecventă rugăciune pe care dumneavoastră o rostiți? Tatăl nostru, ne rugăm, că așa e frumos să ne rugăm la Dumnezeu. Indiferent de apartenența religioasă a românilor, 90% au afirmat că ei cred în existența lui Dumnezeu. Despre faptul că mulți dintre români declară că sunt credincioși, dar mai puțin sunt cei care își practică în viața de zi cu zi, sociologul arată că adevărata credință nu se arată în declararea pioșeniei, ci atunci când practicăm cuvântul lui Dumnezeu. Dă bine să spui că ești religios și apoi să înjuri romii, să urăți săracii sau să înveninezi. Dogma ortodoxă e o dogmă frumoasă, o dogma a iubirii care, din păcate, este uitată atunci când trebuie să o punem în practică. Când ați fost ultima oară la preot? Acum 10 minute. Deci dumneavoastră credeți în preoți? Nu, neapărat. Dumnezeu. Care este cea mai frecventă rugăciune pe care dumneavoastră vă o rostiți? Tatăl nostru. Asta zilnic, și de 5-6 ori, poate și de mai multe ori pe zi. Nu neapărat, nu numai o dată. Când ați fost ultima oară la spovedit? N-am fost, nu știu. Nu v-ați spovedit niciodată? Nu. Românii au renunțat să mai meargă la biserică, dar un preot renumit le demonstrează contrariul. La acesta vin la spovedit în număr mare, copii, vârstnici și tineri, care doresc să își facă curățenie în suflet. Deși este foarte obositor să spovedească până la miezul nopții, pentru îndrăgitul duhovnic este o mare bucurie să îi vadă venind la biserică. Părintele încurajează pe credincioși să meargă la biserică, fiindcă acolo se pot întâlni cu Iisus Hristos. În biserică este prezență harică, locul în care ne putem întâlni cu Mântuitorul în mod plenar.